Salutare, oameni buni, și bun venit la un nou episod din lumea Minecraft cu AFG. În momentul de față încercam să vâneze un Enderman. L-am enervat. E nervos pe mine. Scoate sunetul ăsta. Ah! Nu reușesc să-l prind. Vine avionul, vine avionul! Este! Am mai dat încă o dată în el. Și încă o dată? Nu. Asta se tot teleportează. Are un drop foarte drăguț. O perlă Ender cu care mă pot teleporta. O să-mi fac și o fermă de Enderman în curând. Cred că l-am pierdut definitiv. Unde ești? Opa! Uite-l! Uite-l! Ah! Ești, acolo ești. Cum ajung? Poate reușesc să-l iau. Uite-l. Vino îndărăt! Vino îndărăt! Mai încerc o dată și dacă nu merge, nu merge. Ah. Yay! L-am luat. Și am perla. Și cu asta mă pot teleporta. Dacă o arunc cu dreapta mouse, mă pot teleporta. Cred că mai am una pe acasă. Ia să văd eu. Și oricum va trebui să fac nani. Unde poate să fie? Unde poate să fie? Aici cumva? Nu? Aici? Da, uite-o. De fapt, cred că le țin pe mine. Le iau la mine, că nu știu când am nevoie de ele. Mă odihnesc puțin să treacă noaptea. Da. În episodul de azi, o să decorăm puțin piața. Și cum ziceam, o să facem un lucru foarte frumos și implică clay. Nu vreau să o decorăm cu bricks, cum v-am arătat că se coace clay-ul și din clay fac cărămizi și din cărămizi fac aceste cuburi frumoase. O să folosesc în schimb aceste cuburi pe care o să le și vopsim. O să le coacem. Și a doua șmecherie pe care vreau să vă arăt, de care vreau să vă povestesc, este eu pot să folosesc 8 cărbuni pentru a coace un stec. Însă o găleată de lavă coace 100 de bucăți. Și lavă am berechet de desubt. Pot să mă duc după ea. Ca atare, de ce să consum eu cărbunele când pot să folosesc o găleată de lavă? Și s-a aprins foculeț în sobă și acum se coace cleiul. Acel lut pe care îl facem din 4 bucăți de lut, grămăjoare din astea, fac un cub. Ciudat este că are și exact același nume. E, cu acest hardened clay, lut întărit, așteptăm să am 8, eu pot să-l colorez. Și să vedem cum aș dori să-l colorez. În primul rând, cred că mi-ar plăcea un portocaliu. Portocaliu, după cum am învățat cu toții la grădiniță, se face din roșu și din verde. Roșu. Din roșu și din galben, pardon. Bun. Vopsea roșie se face din floricele roșii. Și așa arată. Și vopseaua galbenă din floricele galbene. Iar pe acestea, dacă le combin între ele, dă vopsea portocalie. Cu această vopsea portocalie pot vopsi atât hardened clay, uite că avem și 8, cât și, pardon, unde este? Aici. Cât și lână.
De exemplu, această lână galbenă se poate produce din lână normală și vopsea galbenă. Portocalie, deja am nouă aici. Gri se face cu negru și cu alb, devine gri. Negru luăm de la cerneală și alb, tot de aici, de la oase. Și tot așa, cu cerneală, de exemplu, se poate vopsi lână și devine negră. Devine neagră. Bun. Hai să vedem cum facem asta. Ne ducem la o masă de lucru. Punem 8 de jur împrejur și o vopsă la mijloc. Și avem cuburi de lut portocalii care arată cam așa. Și o să fac câteva și o să mai fac și alte culori și ne vedem la piață. Și așteptăm relaxat să se coacă tot lutul. Îmi trebuie vreo 5 stecuri de lut, plus încă puțin. Și nu mușcă niciun pește. Și am făcut tot lutul de care o să am nevoie. Acesta este. 5 stecuri și 3 bucățele. De acesta o să am nevoie și mă duc frumos la piața veselă. Și chiar dacă am doar 2 și sunt destul de valoroase aceste perle, m-am gândit să vă arăt și vouă cum funcționează. Nu pică mâna apă, nu pică mâna apă. Așa. Când vrei să te duci într-o direcție, arunci în aer, în direcția respectivă, fiindcă ea va face o boltă, cu dreapta mouse, ciuc, a zburat și unde aterizează, acolo mă teleportează. Și e foarte drăguț că apar și aceste particule mov, ca cele de la Enderman și ca cele de la Ender Chest. Foarte drăguț. Dar pe acestea nu o mai folosesc așa aiurea, ci o voi păstra. În al doilea rând, mai mult ca sigur v-ați întrebat ce sunt cu zimții ăștia, de ce a pus aici avgă dinții ăștia așa. Ei, i-am pus ca să măsor exact de cât am nevoie, de cât clei am nevoie, de dreptul, și am socotit că sunt 17 ori 19, ceea ce înseamnă 5 stecuri și 3 bucățele. Acum le voi drâma, că nu mai am nevoie de ele, o să dispară și acele cutii. Și o să-mi populez bara cu... Sabia o păstrez, galben, roșu, porto. Cred că pot să păstrez și topor. Bun. Și o să pun aleatoriu aceste cuburi. De exemplu, pac, 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 pac și tot așa. Și vedem ce iese la sfârșit. Ce distracție o să fie când dărâm aceste cutii? Pac! Țâșnesc toate produsele dinăuntru. Trebuie să iau cutiile mai întâi. Pac! Așa. Și acum facem drumuri. Câte? Toate. Să-mi adun toate bunătăciunile și să le pun înapoi în cutii. Distracție de pe lume. Tind să cred că prinde o formă, dar este foarte greu. Dacă ați făcut așa ceva, știți despre ce vorbesc. Dacă n-ați făcut așa ceva, să puneți 3 culori diferite, una lângă alta, însă complet aleatoriu. Să nu se formeze diagonale, să nu se formeze prea multe forme concrete. Cât un L așa mai merge, dar e foarte foarte dificil. Deja am dormit de două ori. Practic o zi din Minecraft, cum știm, ține 20 de minute. Vă dați seama de cât timp. Dacă pun aici, de exemplu, o roșie, se formează această diagonală
și cu aia, pac, pac. Ia. Deja nu mai e aleatoriu și nu mai e frumos. Că tare voi băga un portocaliu. Dacă punem galben, se crea aici o linie. Încerc să evit chestiile astea, să fie cât mai aleatoriu și să zic că prinde chiar culoare și formă destul de drăguță. Am deja... Opa, acolo am o problemă cu un săten. Aici cineva n-a vrut să fie cu minte și să intre în gaură. Ia să verificăm noi de ce. Unu, doi, trei. Hai că apăs butonul acesta și vedem dacă se umple după aia. Probabil că a fost doar închis. Da. Continuăm cu... cu parchetul nostru drăguț. Și ultimele 10 blocuri care au rămas. Mai avem doar porto și roșu. De rest am scăpat. Și nu prea-mi place cum o să iasă aici. Ia să iau eu roșu ăsta de aici. Pun un galben în schimb. Mai pun un galben aici. Fac și eu ca să țin niște. Cum să vin aici? Ăsta aici, ăsta aici. Și restul galben. Nu-i prea mult galben aici? Ia să vedem. Parcă se vede prea mult galben acolo. Mi-ar trebui un porto. Și încă un porto. După se creează diagonala asta. Nu se mai creează nicio diagonală. Pun roșu aici. Porto aici. A, da, ziceam că întrerup ăsta puțin, așa. Cu astea două. Cum arată? Ia să vedem noi cum arată. E frumos? Eu zic că e și foarte frumos. Mie îmi place. Bun. Hai să vedem cum decorăm și hala de vânzări. Să facem frumos, o astupăm, îi facem un acoperiș. Și prin spate să astupăm redstone-ul. Pentru decorarea tavanului m-am decis să folosesc acest lemn de culoare deschisă. De care probabil v-ați prins că îmi place foarte mult. Și am pus scări întoarse, trepte întoarse, pe margine. Și aici am făcut un mic locșor pentru cutiuța noastră. Și m-am gândit să continui cu el un etaj mai sus. Ceva de genul acesta. O să fie foarte complicat de pus, dar eu zic că iese frumos. Una câte una. Și tavanul m-am gândit să-l fac din jumătăți din acestea de blocuri. Din half slabs. Numai că l-aș face cu margine de scară. Parcă așa... Nu, prost. Greșit! Ia să vedem. Așa. Așa. Până încolo. Asta iarăși e greșit. După care pun jumătăți de blocuri din acestea. Și din loc în loc, las câte o găurică și bag câte un glowstone din acesta piatră lucitoare. Încât să am lumină. Ne aducem aminte F3-ul. Penultimul rând, BL, este block light.
Și verificăm să nu fie sub 8. Opa, am găsit un 8 aici. 9. 8. Bun. Am mai ascuns niște glowstone sub cutii. Ca să... să am destulă lumină. Și nicăieri nu ajung la 7 unde se spunează monștri. Și asta vreau să fac pe peste tot. Aici, de exemplu, este 0. Block light 0. Dar o să ajungem și aici cu tavan. Bun. Și putem să mai eliminăm acum din sătenii de care nu avem nevoie. De să zicem de acesta. De acesta aș vrea să scap. Îmi cere 32 de hârtii și 12 cărți. Când o să am cărți, o să fac schimb. Dar acesta vrea doar 26 și 11. Să scap, să nu scap de el. De asta sigur vreau să scap. Și apăs butonul. Fac! Și el acum a făcut loc pentru un alt săten, cum este și aici. Iar sătenii de care nu mai avem nevoie o să vină prin acest culoar. Să-l vedem aici. În curând. Și îl ducem jos și la un dat se va înneca. Pșt, nu știe nimeni. Va trăi foarte vesel și bucuros. Bun. Și cam ăsta este mecanismul. Acum trebuie neapărat să mă duc să mă culc. Că altfel se spunează monștri și... Na, mi-e frică de creeper. Să nu mi-explodeze pe aici ceva... Ar fi un dezastru. Mai am aici încă un sătean ascuns. Ăsta mi-a scăpat cumva și mi-era milă de el să-l omor. Și eu zic că prinde culoare, prinde formă. Punem un glowstone aici. La glowstone, după cum vă povesteam, trebuie să am grijă cum îl pun, deoarece el se sparge în bucățele. Și... nu tot timpul îmi dă 4 praf de glowstone, câteodată îmi dă doar 3. Glowstone-ul acesta este format din 4 și risc să ies pe minus. Ia să... scara! Ia să mai vedem noi ce săten mai avem aici de care nu mai avem nevoie. Tu? Bun. Ăsta vrea fier. Da, aș vrea să fac puțin schimb cu el, să mai fac rost de niște glowstone. Sau mă aventuriez în... Asta este urât rău de tot. Dar aș putea... Am foarte multe emeralde. Am mai făcut schimb cu sătenii. Și aș putea să văd ce-mi dă. Dacă nu, e pierdere, scap de el. Dar poate după acest schimb... Nu îmi spune că mai vrei încă o dată același lucru. Of, încă o dată. Hai, alt schimb acum. Pardon? Bun. Uite, 18 cărbune. Cărbunele stau cam prost, dar aș vrea să văd ce mai deschid. Ăsta se deschide ușor. Mi-a dat 5 pepene. Ce faceți, mă? Nu se mai actualizează aici nimic. S-a supărat pe mine. Acum? Încă o dată. Ăsta este schimbul care nu-mi place absolut deloc. Bun. De asta m-am săturat. Apăs butonul. Face loc la altul. Ăsta ce dă? Vrea pâine. Cu ăsta am mai făcut schimburi. Lână. Și nu mai am lână. Asta e bun pentru lână. Opa!
Și tocmai ce s-a umplut. A venit unul în schimb. Cine ai? Tu ai venit? Ia uite, 7. Și ăsta parcă tot 7. E, și așa mă joc eu frumos cu sătenii. Și mai fac schimburi, mai îi reciclez. Să nu mi se umple cumva aici. Dacă mi se umplă... Dacă mi se umple, nu-i nimica. Ăștia de aici, care pică pe sus, vor fi transferați în același mecanism. Da. Mă apuc să continui construcția. Ia să mai verificăm noi producția de fier. Le-am mai comprimat în cuburi. Ne ducem aminte că 9 stack-uri de lingouri fac un stack de cuburi. Le-am comprimat deoarece era totul plin aici. Am îndepărtat și floricelele și mi-aș lua 2 stack-uri cu mine. Hai, 3. Că mai am săteni care fac schimb și vor fier. Și mă duc acum să fac schimb cu ei. Și aceasta, dragilor, este piața noastră cu săteni. Aici venim la ei și ne interesăm de sănătate. Vedem ce schimburi au. Dacă nu ne plac schimburile, apăsăm butonul. Și așteptăm să vină un alt sătean în locul lor. Mie mi-a făcut foarte multă plăcere, mai ales să desenez aici acest muster aleatoriu. Să-l nimeresc încât să fie cât mai random. Mi-a plăcut foarte mult. Sper că v-a plăcut și vouă. Și în caz că v-a plăcut, nu ezitați să dați un like. Și dacă chiar vreți să întăriți această serie, să o susțineți, m-aș bucura foarte mult de un subscribe. O zi bună, pa, pa!